Capitolul 7. Îl visă ca un copil trăcasat examenul de a doua zi. Și chiar dacă judecătorul Angelot nu i-a părut limpede, chiar dacă Megre nu i văzut fața niciun moment, prezența lui, deși neclară, stăruia în fundal. Nu a avut un singur vis, ci mai curând un șir de vise, ce alternau cu perioade când era pe jumătate conștient, uneori chiar lucid, continuând același efort. Totul începuse într-un mod destul de afectat îi declarase judecătorului de instrucție pe care nu-l vedea. O să vă arăt metoda mea. În mintea lui era vorba de un fel de repetiție. Vorbea despre metodă cu ironie, bineînțeles, dat fiind că repeta de mult timp că nu avea niciuna. Totuși, ar fi vrut să aibă o explicație cu acest magistrat a cărui tinerețe era insultătoare. Megre se afla pe cheiul gării singur, singurel în clădirile răpănate, și devenite atât de imateriale încât putea să treacă prin ziduri, dar decorul era cât se poate de exact, cu toate detaliile, inclusiv unele de care comisarul uitase în stare de veche. Uite, seara, an de zile, stăteau aici. Se afla în salon și megre încărca soba mică, a cărei fontă avea o crăpătură mai roșie ca o cicatrice. Așeza personajele la locul lor, cei doi bătrâni din lemn decupat, Leonard, pe care trebuia să-și-l imagineze viu, și căruia îi atribuia un zâmbet palid și amar, o polet nerăbdătoare să se ridice tot timpul, răsfoind reviste și anunțând prima că se duce la culcare, în sfârșit armand obosit care lua un medicament. Înțelegeți, domnule judecător, acesta e punctul esențial. Nu știa ce punct. În fiecare seară, timp de ani de zile, Jean-Paul era deja în pat. Ceilalți, mai puțin polet, gândesc toți același lucru. Leonard și fratele lui schimbă din când în când o privire. Leonard este cel obligat să vorbească, pentru că e fratele cel mare, iar Armand nu are curaj. În acest vis a vorbi însemna să-i ceară bani fiicei lui Zuber. Casa la se năruia cea mai veche fabrică de biscuiți din Paris, o instituție importantă, prețioasă, ca acele tablouri pe care le pui în muzee și pentru realizarea cărora a fost nevoie de generații. Cineva dispunea de o sumă mare de bani, bani murdari, atât de murdari, încât Zuber fusese foarte fericit să-și dea fica de nevastă unui lașom ca să se bucure de o stară civilă onorabilă. Înțelegeți? Și, în continuare, în fața unui angelot care nu se arăta, comisarul lucra în acest fel fără plasă de protecție, o muncă dificilă, ca atunci când în alte vise se ridica un aer prin forța mâinilor, nu trebuia să lase personajele să dispară, să se risipească. Pleacă bătrânii, apoi armand, ca să-i lase pe ceilalți doi singuri. Ar fi mai simplu ca ea să dea dintr-o dată o sumă mare, dar se încăpățânează să nu o facă. Poate că tatăl ei, un bătrân viclean, înainte să moară, sfătuit-o să procedeze așa. Nu mai sume mici pentru scadențele de la sfârșitul lunii, astfel încât trebuia să-i se ceară iar și iar. Probabil că cei din familia la șom mințiseră la început, lăsând să se creadă că afacerea va să redevină prosperă cu numai câteva milioane, casa confortabilă și veselă servind drept cadru pentru dineuri, recepții ca la mari burghezi. Poleta a crezut, apoi n-a mai crezut. O nouă discuție în doi în fiecare lună cu Leonard. Cât? După aceea, fiecare se închide în camera lui, în una dintre celule, și continuă să gândească. Coridorul, ușile, baia de la capătul coridorului, o baie veche, unde emailul a căpătat o nuanță maronie în locul în care picura apa. Cei din familia la șom sunt obișnuiți cu asta. Poate că acasă la Zuber, cu toate milioanele lui, nu exista baie? Trebuie să asimilați toate astea, domnule judecător, repetă cuvântul, accentuând silabele. Să asimilați! Leonard în biroul lui jos, Armand în al lui în fața contabilului, biscuiții care erau ambalați în sala de manipulare a mărfii și un fuior ridicol de fum ieșind din coșul înalt, care imita coșurile de uzină, polet în mașina ei. Ziua, seara din ajun, patroana băcăniei în prăvălia ei... Era duminică, dar în ziua dinainte fusese sărbătoare. Iar micilor comercianți din cartier nu le place să țină închis două zile la rând. Mașinat Panhard Roșie, pe la ora șase cu falsul Senval în impermeabil, Leonard venind în urma lui în Pontiacul Albastru, Palais Royal, restaurantul. Ar fi trebuit, așa cum se făcea cu unele fotografii, să suprapună imaginile, să-i arate pe agenții de poliție din Ivri, pe inspector, pe Janvier, pe Lucas. Pe toți cei care chestionau oamenii, un șlep la Corbei, altul la canalul Saint Martin și Paul tăi în mușc și viscere, punând de șantioane în tuburi oamenii de la laborator care măsurau, analizau, priveau cu lupa sau la microscop. Megre zâmbea ironic. Totuși, ceea ce contează, nu spunea din modestie ce conta, continuând să meargă dintr-o cameră în alta, trecând prin pereți. Când doamna Megrel scutură, era extenuat ca după o noapte în tren, și îl durea din nou ceafa. În noaptea asta ai vorbit de mai multe ori în somn. Ce am spus? N-am înțeles, amestecai silabele. Ea nu insistase. El mâncase fără să-i vorbească, părând să uite că era acasă și că soția se afla în fața lui. Sara trecută, Jacques Senval părea surprins că era lăsat în libertate, doar cu condiția să nu părăsească Parisul. Ajuns acasă, comisarul îi telefonase lui Lapoint, care era de noapte toată săptămâna și ceruse să facă anumite cercetări să întocmească un dosar. Nu mai ploua, însă cerul nu era nici mai senin, nici mai vesel, iar oamenii din autobuz nu păreau întoane bune. Megre ceruse să fie trezit mai devreme ca de obicei și birourile de la poliția judiciară erau aproape pusti la sosirea lui. Întâi găsi, puse la vedere, mesajele judecătorului de instrucție care insista ca Megre să-i telefoneze la prima oră, ceea ce, pentru cineva de la parchet, însemna nouă dimineața. În cazul acesta avea timp să studieze statisticile pe care la poantile lăsase pe birou înainte să plece la culcare. Nu luă notițe, limitându-se să rețină câteva cifre, nu fără un zâmbe de mulțumire pentru că nu se înșelase. Apoi studie planul casei de la Ivri, făcut de cei de la identitatea judiciară. Planul era însoțit de un raport gros, minuțios, oamenii aia nu obișnuiau să neglijeze nici cele mai mici detalii, Astfel era menționată o roată veche de la o bicicletă pentru copii, ruginită și strâmbă găsită într-un colț al curții. Era de la bicicleta lui Jean Paul sau, poate, de la o bicicletă folosită pe vremuri de Armand, dacă nu de Leonard? Sau cineva din cartier se debarasase de ea zvârlind-o peste zid în loc să o arunce în sena? Detaliul era semnificativ și mai erau și altele mult prea multe ca să le rețină pe toate. Cel mai mult studie inventarul lucrurilor din camera lui Leonard. Opt cămăși albe, dintre care șase uzate, cârpite la guler și la mâneci, șase indispensabili cârpiți, zece perechi de șosete din bumbac și patru perechi din lână, cinci pijamale cu dungi. Totul era consemnat, numărul batistelor, starea pieptănului, a periei de păr și a periei de haine, cu schițe care arătau locul fiecărui obiect. Așa cum făcuse în vis în timpul nopții, Megre se străduia să vizualizeze camera, plasând în ea diversele articole descrise în inventar. O pendulă din marmură neagră și bronz, al cărei mecanism nu mai funcționa, două sfeșnice din marmură și bronz cu trei brațe, un coș de hârtii din răchită conținând un ziar mototolit, o cheie reglabilă de 36 de centimetri ca acelea folosite de instalatori. Descrierea patului era la fel de precisă. Un cearșaf din pânză fină și în stare excelent avea brodată litera P de 4 cm. Megre depărtă două degete și imagină litera brodată, oftă și continuând să citească, ridică receptorul. Da, mi pe maestru Radel, avocatul, nu știu numărul. După câteva clipe l-avea la telefon. Alo, aici Megre, aș vrea să le puneți două întrebări clienților dumneavoastră ceea ce mă va scuti să vin pe cheiul gării și să vă chem acolo. Alo, sunteți la telefon? Da, ascult. Avocatul era probabil surprins de comportamentul lui Megre. Întâi despre cheia engleză, o cheie engleză de 36 de centimetri. Se află în camera lui Leonard la șom, care este sigilată. Aș vrea să știu de ce se găsea acolo. Poftim? Da, poate că dintr-un motiv simplu, dar vreau să-l cunosc. Altceva? Câte cearșafuri de pat există în casă? Sigur că da, am cer scuzei, cam vulgar, știu. O clipă. Întrebați dacă toate cearșafurile sunt marcate cu litera P sau, dacă nu, cine le folosea pe cele marcate în acest fel? Câte cearșafuri marcate și câte nemarcate sau marcate în alt fel? Poftim? Da, asta e tot. Sau nu? Prevăd că veți invoca secretul profesional. De când sunteți avocatul familiei la șom? Moment de tăcere la celălalt capăt al firului. Maestrul de lezita Cu o zi în urmă megrefusese surprins să găsească un avocat atât de tânăr, aproape necunoscut, într-o casă unde te-ai fi așteptat să întâlnești un om al legii bătrân și viclean. Ce spuneți? O săptămână. În sfârșit, poți să vă întreb al cui avocat sunteți exact. Acum o săptămână, cineva v-a telefonat sau a venit să vă caute. Ascultă, ridică din numeri și, în sfârșit, după ce vocea tăcu, închise... După cum se aștepta, Seradel refuza să răspundă la această întrebare. Întinse mâna spre una dintre pipe, dar chiar atunci sună telefonul. Era judecătorul Angelot, sosit la birou cu mult înainte de ora nouă. Comisarul Megre? Da, domnule judecător, mi-ați găsit mesajele. Bineînțeles, le-am citit cu atenție. Aș vrea să ne vedem cât mai repede posibil. Știu, aștept doar o legătură telefonică, iar în câteva minute sper să ajung la dumneavoastră. Într-adevăr, așteptă fără să facă nimic, doar fumă, proțopit în fața ferestrei. Nu dură mai mult de șase minute, Radel se mișcase repede. M-am informat întâi despre cheia reglabilă. Bătrâna Caterine își amintește foarte bine de ea. Acum o săptămână sau două, Leonard la a fost deranjat în camera lui de un miros de gaz. Nu mai folosesc gazul decât la bucătărie, însă pe vremuri dormitoarele erau luminate cu gaz și instalația a rămas. Au astupat sevile cu buloane. Leonard s-a dus așadar să ia o cheie reglabilă din atelierul de la parter. A uitat să o ducă înapoi și de atunci a rămas într-un colț al camerei. Și cearșafurile? N-am putut să obțin numărul exact, pentru că unele sunt la spălătorie, însă unele au semne diferite. Cele mai vechi, foarte uzate, au inițialele NF și datează de la căsătoria bătrânilor. La vremea aceea când se căsătorea, o femeie aducea cearșafuri suficiente pentru toată viața. Sunt din Olandă groasă și au mai rămas câteva. Altele sunt marcate ML și au aparținut de functei soția lui Leonard. 12 bucăți, mi s-a spus, dintre care un cearșaf ars cu un fier de călcat prea fierbinte, șase cearșafuri aproape noi din bumbac fără inițiale, în sfârșit vreo 12 cearșafuri mai fine de la Polet la Șom. Sunt marcate cu un P? Da. Presupun că în principiu numai ea le folosește. Nu mi-am permis să insist în privința asta. Mi s-a spus numai că sunt cearșafurile ei personale. Vă mulțumesc. Pot să vă întreb nimic, maestre, încă nu știu nimic, scuzați-mă. Nu locu el niciun dosar. Deschise ușa de la biroul inspectorilor unde Luca Stoc mai intrase. Dacă mă caută cineva, sunt la judecătorul de instrucție. Avea cheia de la ușa cu geam prin care poliția judiciară comunica cu Palatul de Justiție și care era încuiată cu grijă de când un deținut evadase pe acolo. Ca întotdeauna recunoscu câțiva clienți pe bănci, unii între doi jandarmi. Îl văzu astfel pe Grasu, care aștepta lângă ușa unui judecător și care, fără o vorbă, îi arătă cătușele de la mâini dând apoi din numeri, ca și cum ar fi vrut să spună, uite cum se poartă ăștia de aici. Într-adevăr, era un univers diferit, cu un vag miros de administrație și hârțoage. Bătu la ușa lui Angelot și îl găsi pe acesta, stând la birou, proaspăt bărbierit răspândind un miros ușor de lavandă. Secretarul, la capătul biroului, era doar puțin mai în vârstă decât el. Stați jos, domnule comisar. Ieri am fost destul de surprins că n-am primit nicio veste de la dumneavoastră, toată după amiaza și toată seara. Trebuie să trag concluzia că n-ați descoperit nimic, că n-ați făcut niciun demers care m-ar fi putut interesa. Secretarul stătea pe scaun cu creonul în mână, parcă pregătit să ia notițe, dar, din fericire, nu scria nimic. V-ați întors în casa de pe cheiul gării? Personal, nu. Așadar, n-ați mai dat ochii cu nimeni din familie sau dintre angajați? Nu. Totuși, presupun că dumneavoastră și serviciile pe care le coordonați v-ați ocupat de caz. M-am gândit și eu mult la el și mărturisesc că în pofida furtului neînsemnat, revin mereu la ipoteza unui hoț. Megretăcea, gândindu-se la visul lui atât de diferite realitate. Chiar merita să aibă o explicație?" Să încerce să-l facă pe magistrat să înțeleagă că... Aștepta întrebări precise. Ce părere aveți?" îl întrebă în sfârșit. Despre eventuală spargere?" Da. Am cerut să se caute câteva cifre special pentru dumneavoastră. Știți câte spargere au avut loc la Paris în 10 ani, noaptea, în apartamente sau case particulare locuite în timp ce locatarii erau prezenți?" Judecătorul îl privea surprins și intrigat. 32." Continuă megre pe un ton indiferent ceva mai mult de trei pe an. Mai bine de o duzină dintre ele trebuie puse pe seama unui fel de artist sau maniac pe care l-am arestat acum trei ani și care se află în închisoare. Un tânăr de 25 de ani care locuia cu sora lui, neavând nici iubită, nici prieteni și a cărui pasiune era să reușească loviturile cele mai grele, cum ar fi intrarea în dormitorul unui cuplu adormit și subtilizarea bijuteriilor fără să trezească pe cineva. Bineînțeles, nu era în armat. De ce spuneți bineînțeles? pentru că hoții profesioniști nu sunt niciodată înarmați. Cunosc codul din experiență și reduc riscurile la minimum. Totuși, aproape în fiecare săptămână, aproape în fiecare săptămână, citim în ziare cu de la debit, o patroană a vreunei mercerii, a vreunei prăvălii de cartier sau de la periferie, a fost ucisă. În realitate nu este vorba cu adevărat de spargeri. Autorii acestor crime sunt tineri delicvenți, frustrați și adesea idioți. Am vrut să aflu și câte spargeri adevărate, însoțite sau urmate de asasinate, au avut loc în zece ani. Trei, domnule judecător. Unul cu o cheie engleză pe care spărgătorul o avea în buzunar, al doilea cum vă trai găsit la locul faptei, de care s-a folosit când s-a văzut surprins și amenințat, al treilea cu o armă de foc, un lugăr adus din război. Repetă, unul singur. Și nu e vorba de un pistol de 6.35. Nu cred să se găsească în tot Parisul un profesionist sau un delicvent care să folosească una dintre aceste arme pe care oamenii de treabă le țin în sertarul noptierei sau femeile geloase le poartă cu ele în geantă. Dacă înțeleg bine, nu admiteți ipoteza unei spargeri. Nu, nu suspectați nici măcar să zicem un angajat sau fost angajat? Un marinar belgian cu care oamenii mei au reușit să vorbească a văzut în cursul serii pe cineva în interiorul curții, urcat pe o scară și strivind cioburile de sticlă de deasupra zidului. În cursul serii sau după două noaptea? În cursul serii pe la zece. Cu alte cuvinte, cu patru ore înainte de crimă. Cu patru ore înainte de crimă. Dacă este adevărat, ce deduceți? Încă nimic. M-ați rugat să vă informez. Ați făcut și alte descoperiri? Polet la șomare un amant. V-a spus ea? Parcă ziceați, n-am dat ochii cu ea. Nu mi-a spus nimic. Cumnata ei m-a îndrumat fără să vrea pe pista asta. Care cumnată? Veronica șom Unde-ați găsit-o? La ea acasă, pe strada François I. E barmanița la un cabaret special de pe strada Marbeof Amazon. Amantul ei cu care avea de gând să se căsătorească este și amantul cumnatei sale Polet. Bărbatul a recunoscut? Da. Ce fel de om este? Un tip cum întâlnești mulți pe lângă șamzelize. Se ocupă de publicitate, datorii peste tot. La început intenționa să se căsătorească cu Veronic, care e proprietara apartamentului în care locuiește și are ceva economii. Când a auzit de cumnată și de milioanele ei, a făcut în așa fel încât să o întâlnească și să devină amantul ei, chiar al altei luat cina cu ea, după care a condus-o la un apartament din insula Saint-Louis, oferit pentru această ocazie de un prieten englez. Făcea asta intenționat și nu fără o satisfacție malițioasă. Îi servea la grămadă informații pe care judecătorul se străduia să le ordoneze în minte. Las reținul la poliția judiciară? Nu l-am chestionat acolo. Unde ne duce asta? Nu știu. Dacă îl o ipoteza unui hoț sau unui nebun și dăm crezare declarației martorului, trebuie să admitem că asasinatul a fost comis de cineva din casă. Ori oamenii de la identitatea judiciară au găsit o cheie reglabilă de 36 de centimetri în camera lui Leonard la șom. Asasinul a folosit un pistol. Știu, o astfel de cheie cântărește vreo două kilograme. După spusele servitoarei, Caterin se găsea în camera lui Leonard de două săptămâni, o folosise ca să strângă un bulon care închidea o țavă de gaz. Ce alte informații mai aveți? Judecătorul era iritat de calmul ironic al comisarului. Era evident chiar și pentru secretar care lăsa capul în jos cu un aer jenat că megrea alesese în mod deliberat o atitudine care, deși nu era ostilă, nici direct agresivă, era lipsită de cordialitate. Nu le-aș putea spune informații. Tocmai am obținut, de exemplu, numărul de cearșafuri de pat folosite în casă. Cearșafurile de pat? Un singur cearșaf din camera lui Leonard era pătat de sânge. Ori, acesta este marcat cu un P și aparține cumnatei sale Polet. asta e tot? Alaltă era aceasta a părăsit casa pe jos prin ploaie, în jurul orei șase, ca să se întâlnească cu amantul ei care o aștepta puțin mai departe pe chei, într-o mașină roșie în fața unei băcănii. Cam tot atunci, Leonard l-a la volanul mașinii cumnatei sale, un pontiac albastru. Cuplul s-a dus la un restaurant discret de la Palero Royal și Marcel. Leonard s-ar fi întors la ora nouă. O oră mai târziu, cineva din interior sfărâma cu un obiect greu, probabil un ciocan, cioburile de sticlă de deasupra zidului. Polet, după un popas în apartamentul englezului pe cheiul Bourbon, S-a întors cu taxiul. De ce nu cu mașina amantului?" Pentru că noaptea se temea să nu fie remarcată." V-a spus ea asta?" Mi-a spus amantul ei." Pe coridor l-a salutat pe Leonard, care era în hala de casă. Trăsăturile lui Megren cremeniră brusc și, pres de o clipă păru absent. La ce vă gândiți?" Încă nu știu." Va trebui să verific." Asta nu semăna cu visul lui când îi făcea judecătorului nevăzut o demonstrație atât de strălucită a propriilor metode și nu erau pe cheiul gării, lipsa atmosfera casei, obiectele, trecutul și prezentul, vizibilul și invizibilul. Totuși, jucau un rol în mod conștient. Cu bietul Comelio, care fusese atât de mult timp în lui personal, era o bătălie deschisă, vechea luptă, niciodată recunoscută, dar întotdeauna latentă, între parchet și poliția judiciară. Alți judecători preferau să-l lase să acționeze cum dorea, și să aștepte răbdător să li se aducă un dosar complet, inclusiv de preferință mărturisirile vinovaților. În fața judecătorului Angelot se grozăvea fără să vrea, jucând, dacă se poate spune așa, personajul Megre așa cum și-l imagina unii. Nu era mândru de asta, dar nu putea altfel. Două generații stăteau față în față și nu îl deranja deloc să-i arate acelui ageamiu. În concluzie, n-am tras nicio concluzie, domnule judecător. Dacă-i vorba după cât se pare că spuneți de cineva din familie, din familie sau din casă, adică treceți pe lista suspecților și pe bătrâna servitoare cocoșată, nu elimin pe nimeni. N-am să vă citez iar statistici, dar acum trei luni un bărbat și-a omorât vecinul exact cu un pistol 635 pentru că se încăpățâna să asculte radioul dat la maxim. Nu văd legătura. La prima vedere e o crimă stupidă, inexplicabilă, numai că asasinul e un invalid de război care a fost supus la două trepanații și care își petrece zilele suferind într-un fotoliu. Trăiește din pensie. Vecinul era un croitor particular de origine străină care a avut necazuri după eliberare și a scăpat. Tot nu înțeleg. Iată unde vreau să ajung. Ceea ce la prima vedere pare să fie un motiv ridicol, muzica dată ceva mai tare, Devine, dacă te gândești mai bine pentru invalidul de război, o chestiune vitală. Cu alte cuvinte date fiind împrejurările, crima este explicabilă, aproape fatală. Nu văd o situație similară în casa de pe cheiul gării. Totuși trebuie să existe una, cel puțin în mintea celui care l-a omorât pe Leonard la șom. În afara unor rare cazuri patologice, omul nu ucide decât din motive precise, imperioase. Ați găsit acest motiv în cazul de față? Am găsit mai multe. Dar comisarului fu brusc lehamite de rolul pe care, dus de val, îl jucase până atunci. Îmi cer scuze, murmură el. Și era sincer. Pentru ce? Pentru tot. N-are importanță. Adina urmea venit o idee în timp ce vorbeam. Dacă îmi permite să dau un telefon, poate ne vom lămuri cât de cât. Magistratul împinse telefonul spre el. Dăm te rog, identitatea judiciară. Alo, da, alo?" Cine-i la telefon? Dumneata Moers, aici gre. Am primit raportul, da, nu, nu despre asta vreau să vorbim, ci despre inventar. Presupun că e complet. Cum? Știu, nu mă îndoiesc de grija cu care a fost făcut. Vreau doar să mă asigur că nu s-a omis chiar nimic. Cel care l-a bătut la mașină ar fi putut să sară un rând. Ai lista originală la îndemână? Mm, Ia-o, bun. Acum, vezi dacă nu se menționează un hala de casă. Am uitat peste listă destul de rapid în biroul meu și... S-ar fi putut să-mi scape. Un hala de casă. Da, bărbătesc, exact. Aștept. L-auzi pe Moers citind lista cu glas șoptit. Nu, nu ai trecut niciun hala de casă. De altfel, am fost acolo și n-am văzut. Mulțumesc, bătrâne. Mai și judecătorul să priviră în tăcere. În sfârșit, comisarul murmură, ca și cum n-ar fi fost sigur. În stadiul în care am ajuns, poate că un interogatoriu ar da ceva rezultate. Interogatoriul cui? Asta mă întreb și eu. Și nu numai pentru că încerca să găsească ceea ce numea uneori punctul de minimă rezistență. Azi intervenea și o problemă personală. Era convins că judecătorul Angelot va cere ca interogatoriul să aibă loc în biroul lui. Poate că va insista să-l conducă personal. Megre ar fi simțit jenat să-l convoace pe bătrânul la șom, care avea deja aerul unuia dintre portretele agățate în biroul de la parter. Trebuia despărțit de soția lui, care nu putea fi transportată. Nici măcar nu era sigur că bătrânul la șom era lucid. Ochii lui păreau să privească în interior și mai grebă nu ia că trăia doar din amintiri. Caterin s-ar fi purtat agresiv, pentru că era femeia unei singure idei și nu ceda. Ar fi tăgăduit în pofida oricărei evidențe, luând în râs logica. Era de ajuns să-i vezi silueta cocoșată și să-i auzi vocea prea pițigăiată. Nu îl cunoștea pe Jean Paul, nu avusese ocazia să-l vadă, pentru că se grăbiseră să-l facă dispărut, lăsându-l la internatul colegiului. Fără să vrea, mezinul familiei ar fi putut furniza informații prețioase, dar comisarul își imagina repulsia judecătorului de instrucție față de ideea hărțuirii unui copil, al cărui tată murise în urmă cu două nopți. Mai rămâneau Armand și Polet. Armand nu era însă recomandabil din cauza crizelor de epilepsie. Strâns cu ușa, ar fi putut oare să facă o criză adevărată sau simulată? Cred că cel mai bine ar fi să o interogăm pe Polet la șom, spuse el oftând. Aveți întrebări precise să-i puneți. Câteva. Altele vor te din răspunsuri. Doriți să-i anunț avocatul? Bineînțeles, Radel va fi prezent. Cu Angelo totul se va derula după regulament. Megre renunța cu părere de rău la biroul lui, la obiceiuri, la micile lui Mani, inclusiv aceea de a cere să-i se aducă la un moment dat sandvișuri și bere sau cafea, sau de ce da locul unuia dintre inspectorii lui, care, cu seninătate, o lua de la capăt cu întrebările. Într-o zi, poate mai îndepărtată, poate mai apropiată, toate astea vor fi de domeniul trecutului și munca lui Megre va fi făcută de unica angelot, bine crescut și blindați cu diplome. I-am telefonat în această dimineață, mărturisi comisarul. Judecătorul se încruntă. În legătură cu interogatoriul, deja era pregătit să-și apere prerogativele. Nu, ca să-i cer două, trei informații pe care vi le-am transmis. Ca să nu deranjez familia la șom, am preferat să mă interesez prin intermediul lui. Alo, dați-mi cabinetul maestrului Radel, vă rog. Da, Andre Radel. Alo, Andre? Cu o zi în urmă, în casa de pe cheiul gării, Megre nu-i auzise pe cei doi adresându-se unul altuia pe numele mic. Auzi, e în biroul meu, comisarul Megre. Ancheta a ajuns într-un punct unde pare necesar să se procedeze la unele interogatorii. Da, da, în biroul meu, bineînțeles. Nu, n-am intenția să-i deranjez pe bătrâni. Nici pe el, cel puțin deocamdată. Poftim, ce spune medicul? A, ah, da, polet la șom, de preferință în cursul dimineții. Bine, aștept telefonul tău. Închise și găsi de cuvință să explice. Am făcut dreptul împreună. Mi-a spus că Armand la șom e la pat, a avut o criză destul de violentă ieri seară. A fost chemat medicul care i la căpătăiul lui și în dimineața asta. Și polet? Radel urmează să mă sune, speră să mi-o aducă spre amiază, judecătorul tu și ușor stânjenit, jucându-se cu cuțitașul de tăiat hârtie. În stadiul în care am ajuns, e mai firesc ca eu să pun întrebările, iar dumneavoastră să interveniți doar dacă e necesar. Presupun că nu aveți nimic împotrivă. Ba da, da la ce bun să vorbească. Va fi cum doriți. În schimb, mi s-ar părea normal să-mi indicați în scris, înainte să sosească... Punctele asupra cărora credeți că este util să insist. Megră de tu din cap afirmativ. Doar câteva cuvinte pe o bucată de hârtie, desigur, fără caracter oficial. Se înțelege. Ați primit informații despre defuncta soția lui Leonard la Schaum. A fost folosită la fel ca fica lui Zuber. Adică? Să în viață, dacă putem vorbi de viață, un anumit timp, casa de pechei și fabrica de biscuiți. Originea asemănătoare. Tatăl ei este un fost șef de echipă, care s-a îmbogățit în domeniul lucrărilor publice. Dota a servit la achitarea datoriilor. Și moștenirea? Nu există moștenire pentru că tatăl trăiește și s-ar putea să nu moară prea curând. Întâi Leonard, apoi Armand. Încăpățânarea de a ține pe linia de plutire, o afacere care, conform tuturor regulilor economiei, ar fi trebuit de mult timp să dea faliment, nu era oare ceva destul de emoționant? Nu semănau într-o oarecare măsură cu gestul invalidului de război, care își împușcase vecinul pentru că îl tortura de dimineață până seara, dând radioul la maxim? Megre nu amintise întâmplător de acest caz. Desigur, jucase un rol în fața judecătorului de instrucție, dar în esență fusese sincer cu el. Alo, da, ce-a spus? Cam când? Pe la 11 și jumătate. Bine, sigur că nu în biroul meu. Lui Radelu era chiar atât de teamă Că interogatorul va avea loc în biroul lui Megre, Angelot îl liniștise ca și cum ar fi vrut să spună, la mine totul se va petrece perfect legal, comisarul oftă și se ridică. Voi fi aici cu puțin înainte de 11 și jumătate. Să nu uitați să notați întrebările care am să mă gândesc la ele. Grasul aștepta și acum bietul de el pe bancă, resemnat între doi jandarmi, ca judecătorul lui să binevoiască să-l primească. Megrei făcu întreagăt cu ochiul și a ajuns în birou, trânti ușa în urma lui. Capitolul 8 Cu coatele sprijinite apăsat pe birou, cu fruntea în mâna stângă, scrise câteva cuvinte, trăgând scurt din pipă, apoi fixând de lung dreptunghiul străveziu al ferestrei. Ca ajunul unui examen, atunci când făcuse cei doi ani la medicină, recitise toate rapoartele, inclusiv de trei ori, faimosul inventar, de care începuse să-i se facă silă. Totuși, se comporta mai puțin ca un student și mai mult ca un boxer care, în mai puțin de o oră, poate peste câteva minute, își va pune la bătaie reputația, cariera, va provoca huiduiel sau aclamații. Sigur, paralela era inexactă. Judecătorul Angelot nu avea nicio influență asupra unei cariere care, oricum, avea să se încheie curând, odată cu pensionarea. Iar jurnaliștii nu vor ști nimic din tot ce se va petrece între cei patru pereți ai unui birou de la aparatul de justiție. Așadar, nu era vorba de aclamații. Tot ce risca megrei era un blam și, pe viitor, privirile ironice sau compătimitoare ale unor tineri magistrați cărora Angelot n-ar fi ratat ocazia să le spună toată povestea. Apropo de megre și de flerul lui, vi s-a spus. Imediat ce se întorsese în birou, îl chemase pe Luca să-i dea instrucțiuni și, în acel moment, toți inspectorii disponibili făceau muncă de teren, cum se spunea, pe lângă Paleroaial, Royal, chestionând de data asta comercianții, negustorii de ziare, ținându-se scai acasă sau la birou, de clienții care cinaseră duminică seara la restaurantul Che Marcel, la parter și ar fi putut să vadă ceva pe fereastră. Totuși era vorba doar de un mic detaliu care în ultimul moment putea să devină important, dacă nu decisiv. Megre scrisese odată întrebările, apoi, pentru că nu-i se părea scrisul foarte lizibil, le copiase pe altă hârtie. La 11 fix, nu fără ezitări, pusese hârtia într-un plic și o trimisese la Palatul de Justiție. Era un gest elegant din partea lui. Îi oferea astfel judecătorului de instrucție timp să se pregătească, în timp ce el își dădea la Ivală cărțile. De altfel, nu făcea asta din generozitate, ci ca să poată sosi în ultimul moment și să evite astfel înainte de interogatoriu o nouă discuție cu magistratul. Dacă mă caută la telefon altcineva decât oamenii noștri, spuneți că nu sunt. Înainte ca Polet să compară în fața judecătorului, Megre nu dorea să vorbească cu el nici la telefon. Acum se plimba prin birou, se opri un moment să privească scena de un gri intens și furnicile negre care străbăteau podul Saint-Michel și se strecurau printre autobuze. Din când în când închidea ochii ca să revadă mai bine casa de pe cheiul gării și repeta uneori cuvinte în șoaptă. Ora 11 și 20 de minute și 23 și 25 Mă duc acolo, Lucas. Dacă apare ceva nou, mă anunțați și insista să-mi vorbiți personal. În timp ce comisarul se îndepărta masiv pe culoar, buzele lui Lucas conturară un cuvânt nerostit și care începea cu C. De departe, Megrel zări pe maestrul Radel, ghidându-o spre cabinetul judecătorului pe polet la șom, care purta o haină de blană de castor. Intră arăt o aproape împreună, ceea ce îl făcu pe magistrat să aibă o mică tresărire. Își închipuia cumva că Megret trișase, luând un prim contact cu tânăra femeie și cu avocatul ei, Radel îl liniști fără să vrea. Ia te uită! Erați în spatele nostru! Am venit pe ușa mică. Judecătorul se ridicase fără să vină totuși în întâmpinarea tinerei femei. Îmi cer scuze, doamnă, că v-am convocat. Ea era obosită, se vedea după fața cu trăsăturile răvășite, aproape boțite. Murmură căutând mașina în scaun. Înțeleg. Luați loc, vă rog. Și dumneavoastră, era Radel, cei doi nu se mai tutuiau și păreau să nu fi avut niciodată decât relații strict profesionale. Cred, doamnă, că îl cunoașteți pe comisarul Megre. Da, ne-am văzut la noi acasă. Judecătorul așteaptă să se așeze și Megre lângă ușă, puțin retras. Apoi, luă loc și el, asigurându-se că secretarul era pregătit să stenografieze interogatoriul după care și ușor. Era rândul lui să fie jenat, deoarece de data asta rolurile se inversaseră, el era în prim planul scenei, în timp ce Megre devenise spectator, martor. Unele dintre întrebările mele, maestre Radel, ar putea să vi se pară ciudate ca de altfel și clientei dumneavoastră. Totuși, cred că trebuie să răspundă cu toată sinceritatea, chiar dacă priveți viața ei privată. Ea se aștepta, Megre era sigur de asta numai privind-o. Așadar, nu va fi luată pe neașteptate. Radel o prevenise, probabil că poliția aflase despre legătura ei cu Senval. Prima dintre aceste întrebări, maestre, vă privește și pe dumneavoastră, dar insist să răspundă doamna lașom. La ce dată, doamnă, a simțit nevoia să vă angajați un avocat? Radel vrut să protesteze. O privire a fostului coleg de facultate îl făcut să mai reflecteze și se întoarse spre clientă care se întorsese și ea spre el, întrebând cu o voce timidă. Trebuie să răspund? E mai bine. Acum trei săptămâni. Privind pe birou unde judecătorul așezase intenționat mai multe hârtii, inclusiv copile rapoartelor și inventarul, Megre observă că magistratul nu se folosea de foaia trimisă de el și că întrebările fusese trecute pe altă hârtie. Din acel moment, Angelot avea să se întoarcă mereu spre secretarul lui înainte să vorbească, asigurându-se că acesta avusese timp să consemneze frazele rostite. Atmosfera se menținea neutră, oficială, fără nicio emoție. Când a murit tatăl dumneavoastră de succesiune, s-a ocupat notarul lui obișnuit, maestrul Wurmster, nu-i așa? Și era asistat de un avocat, care era și avocatul tatălui dumneavoastră, maestrul Tobias. I-am cuvință dând din cap, dar el insistă să răspundă. Da. Aveți un motiv anume acum trei săptămâni să nu vă adresați avocatului tatălui dumneavoastră, adică maestrului Tobias, ci unui alt membru al baroului? Radele interveni. Nu văd legătura între întrebare și ce s-a întâmplat în casa de pe cheiul gării. O veți vedea imediat, maestre. O rog pe clienta dumneavoastră să binevoiască să răspundă. Și Polet la șom, zise cu o voce abia auzită. Cred că da. Vreți să spuneți că aveați un motiv ca să schimbați avocatul? Da. Nu cumva dorea să vă adresați unui specialist? Radel vrut să protesteze din nou, dar judecătorul i-o lua înainte. Prin specialist înțeleg un avocat cu o reputație deosebită pentru succesele sale Într-un anumit domeniu? Poate. În cazul de față nu dorea să-l consultați pe maestrul Radel în legătură cu un eventual divorț? Da. În acel moment soțul dumneavoastră știa? Nu-i spusesem. Putea să vă bănuiască intențiile? Nu cred. Dar cumnatul? Nici el, nu în acel moment. Ați ajutat printr-un vărsământ achitarea datoriilor la sfârșitul lunii? Da. Ați semnat fără să discutați cecul care vi s-a cerut? Da, speram să fie ultimul. Nu voiam să mă cert. Procedura de divorț era pregătită? Da. În ce moment a aflat cineva de pe, din casa de pe cheiul gării ce intenții aveați? Nu știu. Dar această bănuială a existat totuși, cel puțin în ultimele zile. Așa cred. Ce vă face să credeți? Faptul că nu mi-a parvenit o scrisoare de la maestrul Radel. De mult ar fi trebuit să primiți această scrisoare? De o săptămână. Cine se ocupă cu deschiderea corespondenței? Cumnatul meu. Așadar, există toate șansele ca Leonard șom să fi interceptat scrisoarea maestrului Radel. Din acel moment ați avut impresia că s-a schimbat ceva în atitudinea celor din familie față de dumneavoastră? Ea ezită în mod vizibil. Nu sunt sigură. Dar ați avut această impresie. Mi s-a părut că soțul meu mă evita. Într-o seară, când m-am întors acasă, când? Vinerea trecută. Continuați. Spuneați că vinerea trecută, când v-ați întors acasă, cât era ceasul? Șapte seara. A avut sesem de făcut cumpărături din oraș. I-am găsit pe toți în salon. Inclusiv pe bătrâna Caterin? Nu. Așadar, erau Socri, Leonar și soțul. Jean-Paul era și el? Nu l-am văzut, presupun că era în camera lui. Ce s-a întâmplat după ce a sosit? Nimic. De obicei, mă întorceam mai târziu. Nu se așteptau să vin și au tăcut. Am avut impresia că erau toți jenați. În seara aceea, n-a asta la masă și a urcat imediat în camera ei. Dacă nu mă înșel, până acum Jean Paul ocupa la etajul întâi camera de lângă cea a tatălui său, care a fost cândva a mamei sale, când s-a mutat la etajul al doilea unde se află acum, între trei bătrâni. Acum o săptămână. Copilul a produs schimbarea asta? Nu, el nu voia. A fost ideea cumnatului dumneavoastră? Dorea să transforme camera lui Jean Paul în birou personal ca să stea acolo după cină. Se întâmpla să lucreze seara? Nu. Ce reacție ați avut? Am fost îngrijorată. De ce? Ți-era femeie se uită la avocat. Acesta, nervos, a prins o țigară. Megre mișcat în colțul lui, ar fi vrut să-și aprindă pipa pe care o ținea gata umplută în buzunar, dar nu îndrăznea. Nu știu, mi era teamă. De ce vă era teamă? De nimic anume. Aș fi preferat ca totul să se petreacă fără zarvă, fără discuții, fără lacrimi, fără implorări. Vă referiți la divorț? Da, știam că pentru ei asta era o catastrofă. Pentru că, de când v-ați căsătorit, dumneavoastră întrețineți casa, e adevărat? Da, de altfel intenționam să-i las o anumită sumă soțului meu. Îi vorbisem despre asta maestrului Radel. Numai că preferam ca eu să fi părăsit deja casa în ziua în care ar mandava să primească actele. Jacques Val știa toate astea. Ia clipi când auzi acest nume și fără să-și manifeste în altfel surpriza se mulțumi să murmure. Evident. Judecătorul păstră un moment de tăcere cu privirea îndreptată spre note. Înainte să reia interogatoriul, nu fără o oarecare solemnitate, nu se putea obține să nu-i arunce o privire lui Megre. În fond, doamnă Lașom, plecarea dumneavoastră însemna pentru familie, ca și pentru fabrica de biscuiți, prăbușirea definitivă. V-am spus că le-aș fi lăsat bani. Cu care să reziste cât timp? Un an, în orice caz. Megre își aminti de mențiunea gravată pe placa de aramă, în 1817, cu aproape un secol și jumătate în urmă ce însemna un an în comparație cu asta. Familia la șom rezistase timp de un secol și jumătate și, brusc, pentru că oarecare polet întâlnise un bărbat actia după bani, v-ați făcut testamentul? Nu. De ce? Întâi pentru că n-am familie, apoi pentru că aveam de gând să mă recăsătoresc imediat ce aș fi putut. Contractul de căsătorie prevede că averea va rămâne ultimului supraviețuitor dintre soți? Da. De cât timp vă era teamă? Radel încercă să o pună în gardă, prea târziu însă, pentru că tânăra femeie răspundea deja fără să-și dea seama de pericol. Nu știu de câteva zile. De ce anume vă era teamă? De data asta reacționă și degetele ei se crispară, fața exprimând o, o mare neliniște. Nu știu unde vreți să ajungeți. De ce mă interogați pe mine și nu pe ei? Megre simți nevoia să-i adreseze judecătorului ezitant o privire de încurajare. Hotărârea de a divorța era definitivă? Da. Niciun argument al celor din familia la șom n-ar fi putut să vă rețină? Nu, m-am sacrificat destul timp. În cazul de față, vorbele acestea rostite de o femeie nu aveau nimic exagerat. Cât timp după căsătorie putuse să-și facă iluzii despre rolul pe care îl juca în casa aristocratică de pe cheiul gării. Nu se revoltase. Ajutase cum putuse să ia mai bine la mersul afacerii, plătindu-le cel puțin datoriile în fiecare lună și împiedicând prăbușirea definitivă. Vă iubea soțul? Așa credeam la început. N-ați avut niciodată relații intime cu cumnatul dumneavoastră? Judecătorul citise această întrebare doar din vârful buzelor și era ciudă pe megre, fiindcă îl obligase să o pună. Văzând că tânăra femeie ezită, adăugă. N-a încercat? La un moment dat, cu mult timp în urmă. La un an, doi, trei, după ce v-ați căsătorit? Aproape un an, după ce eu și Armand am început să dormim separat. Ați răspuns la avansurile lui Leonard? Da. Urmă o tăcere mai gravă, mai apăsătoare decât cele dinainte. Atmosfera se schimbase pe nesimțite și îți dădeai seama că fiecare cuvânt conta de acum înainte, că te apropiai de un adevăr de temut despre care nimeni nu vorbise încă. Cine folosea cearșafurile de pat cu inițiala dumneavoastră? Ea răspunse prea repede. Radel nu a avut timp să o avertizeze de capcană. Eu, bineînțeles. Nimeni altcineva? Nu cred, poate ocazional soțul meu. Nu și cumnatul. În mod normal, nu. Existau destule arșafuri de pat în casă pentru toată familia, presupun. I-a spus lui Jacques Senval că vă era teamă. Începea să se eschiveze, neștiind unde să privească cu mâinile atât de crispate încât încheieturile îi se albiseră. Voia să plec din casă imediat. De ce n-ați făcut-o? Așteptam să fie gata actele de divorț. Ar mai fi dura două-trei zile. Cu alte cuvinte, dacă n-ar fi survenit moartea cumnatului dumneavoastră, ați fi părăsit casa azi sau mâine. Ea oftă. V-ați gândit săptămâna trecută că s-ar putea încerca împiedicarea plecării dumneavoastră? Ea se întoarse spre avocat. Dați-mi o țigară. Angelot insistă. Împiedicarea acestei plecări prin toate mijloacele. Nu mai știu, mă încurcați. Își aprinse țigara și puse la loc bricheta în geantă. Senval nu va sfătui să fiți cu băgare de seamă, mai ales după ce ați constatat că erați urmărită de cumnat." I-a ridică brusc capul. De unde știți? Când v a urmărit?" Al alteri." Nu înainte?" Nu sunt sigură. Joia trecută mi s-a părut că îl zăresc pe cheiul Bourbon." Vă aflați în apartamentul prietenului lui Senval?" De data asta tânăra femeie se întoarse spre megre cu un aer de reproș ca și cum ar fi știut că el făcuse această descoperire. Leonard vă luase mașina?" Îi dădeam voie." Și l-ați văzut pe fereastră trecând?" Mergea încet și se uita la fațadă. Atunci va dați în val un pistol? Domnule judecător. Radel se ridică agit în mâna. În situația de față vă cer să am o scurtă discuție cu clienta mea. Privirea judecătorului se întâlni cu cea a lui Megre. Megre clipi încuvințând. Cu condiția să fie într-adevăr scurtă, puteți folosi această încăpere. Îi făcusem secretarului. Cei trei bărbați și pe culoar unde Megre, fără să piardă timp, își aprinse pipa. Se plimbă împreună cu judecătorul prin vânzoleala de pe culoar, în timp ce secretarul se așeză pe o bancă lângă ușă. Tot mai credeți, domnule Megre, că în biroul unui judecător de instrucție nu se pot obține aceleași rezultate ca la poliția judiciară, dar fără zgomot, fără strigăte, fără puneri în scenă? La ce bun să-i răspundă că nu făcuse decât să citească întrebările pregătite de comisar. Dacă evenimentele s-au petrecut așa cum încep să cred, Radea l-o va să vorbească. E în interesul ei. Ar fi trebuit să-i ceară asta de la bun început. Sau poate că nu i-a spus adevărul. Să presupunem acum că n-ar fi răspuns la întrebările mele sau ar fi fost în stare să mintă. Unde am fi ajuns? Megrei atinse brațul, deoarece zărise, destul de departe în perspectiva imensă a culoarului, o siluetă șovăitoare. Era Armand la șom, vizibil rătăcit în labirintul Palatului de Justiție, care citea ce scria pe uși. L-ați văzut?" Ar fi mai bine să ne întoarcem în birou înainte să... La șom nu se încă și judecătorul, după ce bătul la propria ușă, intră în birou un de megre și de secretar. Îmi cer scuze, împrejurări neprevăzute mă obligă să... Polet la pe care o surprinseseră în picioare, se așeze la loc pe scaun, mai palidă, dar mai calmă decât adineauri, parcă ușurată. Radel părea să se pregătească de o pledoarie. În momentul în care deschidea gura, sună telefonul, Judecătorul ridică receptorul, ascultă, apoi împinse aparatul spre comisar. Pentru dumneavoastră. Da, megre. Două persoane au văzut mașina. Bine. Descrierea se potrivește. Mulțumesc. Nu, vorbim mai târziu. Închise și spuse cu o voce neutră. Leonard la șom se afla la al alteri în fața restaurantului de la Pale Royal. Maestrul Radel ridică din numeri, ca și cum poveștile astea nu mai contau. Dar dacă interogatoriul ar fi luat o altă turnură, Informația ar fi fost prețioasă. Clienta mea, domnule judecător, este pregătită să spună tot adevărul și veți vedea că acesta este mai acuzator pentru alții decât pentru ea. De asemenea, veți înțelege și aș vrea să se consemneze lucrul acesta că dacă a tăcut până acum, nu a făcut-o pentru a se sustrage responsabilităților, ci din milă pentru o familie din care a făcut parte vreme de mai mulți ani. Jurații vor trebui într-o zi să spună ce cred despre asta. Nu facem aici procesul celor din familia la șom, dar ea, care îi cunoaște mai bine decât noi, a putut cel puțin timp de câteva zile să le găsească circumstanțe atenuante. Se așeză mulțumit și își aranja cravata. Polet la șom, neștiind cu ce să înceapă, murmura mai întâi. De două săptămâni, de la scrisoarea interceptată și mai ales de când îl zărisem pe Leonard pe cheiul Bourbon, îmi era teamă. La poliția judiciară, Megre ar fi scutit-o de o mărturisire dificilă, pentru că el ar fi prezentat evenimentele, și ea ar fi trebuit doar să le încuvințeze sau să le repete la nevoie. Continuați, doamnă! Tânăra femeie nu era obișnuită să vorbească în prezența unui stenograf care consemna tot ce spunea. Asta o impresiona. Își căuta cuvintele și de câteva ori, Megre se văzu nevoit să se abțină, să nu intervină. Uitase să-și stingă pipa și continua să fumeze în colțul lui, fără să-și dea seama. Cel mai mult mă speria Leonard, pentru că el ținea casa în picioare cu orice preț. Într-o zi cu mult timp în urmă, când a văzut că ezitam să-i dau o sumă mai mare decât celelalte, mi-a ținut un discurs în care compara marile afaceri comerciale cu vechile familii nobile. Nu avem dreptul, spunea el cu o privire dură, să lăsăm să se prăbușească o casă ca a noastră. Voi face orice ca să împiedic -mi asta. Mi-am amintit recent vorbele lui. Puțin a lipsit să nu părăsesc casa pe loc fără să spun nimic și să mă mud la hotel așteptând pronunțarea divorțului. Și ce v am împiedicat? Nu știu, am vrut să merg până la capăt pentru ca totul să fie corect. E greu de explicat. Trebuie să fi trăit în acea casă timp de câțiva ani ca să înțelegi. Armand era un om slab, bolnav, doar umbra fratelui său. Pe Jean Paul am început să-l îndrăgesc. Inițial speram să am copii. Și ei sperau, pândeau semnele unei sarcini. Erau foarte mâhniți că nu eram mamă. Mă întreb dacă nu cumva din acest motiv, Leonard, schimbă subiectul. Este adevărat că Jacques mi-a dat un pistol. N-am vrut să-l iau. Îmi era teamă să nu mi-l găsească. Seara îl puneam pe noptieră, iar ziua îl țineam Unde e acum? Nu știu ce au făcut ei cu el. Totul a fost atât de haotic și de halucinant după. Vorbiți-ne despre ce-a fost înainte. M-am întors acasă pe la miezul nopții. Să fi fost 11 și jumătate, n-am reținut ora. Oricum, hotărâsem că va fi penultima noapte. Am tresărit când am văzut ușa deschizându-se și... Era Leonard, M-a privit intrând în camera mea fără să spună nimic, fără să-mi zică bună seara, iar asta m-a impresionat. Când îmbrăcată de culcare m-am îndreptat spre baie, am văzut lumină sub ușa lui. Mi-a fost și mai teamă. Poate era un presentiment. Eram decis să nu mă culc, să mă așez într-un fotoliu și să aștept în întuneric să se facă ziua. Nu v-ați luat somniferul? Nu, n-am îndrăznit. Până la urmă m-am întins în pat cu pistolul la îndemână, hotărâtă să nu adorm. Stăteam cu ochii deschiși și trăgeam cu urechea la zgomotele casei. L-ați auzit venind? A durat mai bine două oră. Cred că m-a țipit un moment. Apoi am auzit parchetul troznind pe coridor, m-am ridicat în capul oaselor. N-aveați ușa încuiată? Nu există cheie ca la majoritatea ușilor din casă, iar broasca e stricată de mult timp. Mi s-a părut că cineva apasă pe clanță și atunci m-am ridicat cu grijă și m-am lipit de perete la un metru de pat. Era lumină pe culoar? Nu, a intrat cineva. Nu vedeam nimic, mi-era frică să nu trag prea repede, fiindcă... Eram sigură că dacă nu-l nimeream, tânăra femeie nu mai putea sta pe scaun. Continuăm picioare, dar, spre judecător, dar nu întoarsă spre judecător, ci spre megre. Se apropia o răsuflare străină, un corp aproape că m-a atins. Sunt sigură că un braț s-a ridicat să lovească în acel loc din pat, unde ar fi trebuit să se afle capul meu. Atunci, dându-mi seama de asta, m-a păsat pe trăgaci. Megre se încruntă, brusc, fără să mai țină cont de ierarhie, întrebă. Îmi permiteți, domnule judecător? Dar nu așteptă răspunsul și continuă. Cine a aprins lumina? Nu eu. În orice caz nu mi-amintesc. M-am repezit spre coridor, fără să știu unde mă duc. Probabil că aș fi alergat în stradă în cămașă de noapte. De cine v-ați lovit? De soțul meu, cred că el a aprins lumina. Era îmbrăcat? El privi făcând ochii mari. După un efort, vrând parcă să-și amintească cu precizie, murmură. Da, asta nu mă frapase. Ce s-a întâmplat? Probabil am țipat. În orice caz îmi amintesc că am deschis gura să strig, apoi am leșinat. Abia mai târziu a început coșmarul. Socrul meu coboruse la fel și Caterin. Vocea ei se auzea cel mai mult. O auzeam de departe obligându-l pe Jean Paul să urce în camera lui. L-am văzut pe Armand ieșind de la mine în mână cu o cheie engleză mare. Cheia reglabilă cu care Leonard încerca să vă lovească. Presupun. Mi-a ordonat să tac, să nu mai gem. Cine? Socrul meu și vrăjitoarea aia de Caterin mai ales ea. Ea a spălat podeaua și l-a ajutat pe Armand să transporte corpul. Tot i-a observat că era sânge pe cearșaful meu, pentru că Leonard căzuse peste patul desfăcut. Păreau surprinși de ce se întâmplase, întrebă și judecătorul de instrucție. N-aș zice surprinși, consternați, nu surprinși, Cum mine aveau ce aveau. Judecătorul continuă. Atunci s au ocupat de scară și de ochiul de geam? Nu. Megre interveni din nou. Nu uitați, domnule judecător, că pe la ora 10 seara a fost văzut cineva mai mult decât probabil Leonard spărgând cioburile de sticlă de pe zid. Cam tot atunci s-a ocupat probabil de scară de urmele de pe pervazul ferestrei, de geamul uns cu săpun. Tânăra femeie oftă. Presupun, după cum vedeți domnilor, clienta mea, începura de el, O clipă. Judecătorul avea acum o voce tăioasă, severă. Cine v-a spus să tăceți și să lăsați să se creadă că a fost un hoț? Nimeni anume. Mă tem că nu înțeleg. Păi cum? Îi umpluse capul cu teorii și era obligatoriu să li se supună să intre în cutare sau cutare categorie. Polet răspunse fără să-i pese că l-ar putea supăra pe magistrat. Se vede că n-a străin noaptea aceea. Nu mai știam ce era real și ce nu. De exemplu, mi-amintesc, fără să fiu sigură că așa s-a întâmplat, de vocea bătrânei Caterin care striga ferestrele pentru că la început fusese aprinse toate luminile. Ferestrele n-au obloane, doar perdele care nu se unesc perfect. A cerut să se stingă lumina peste tot. Tot ea a găsit o lanternă în bucătărie, presupun. Pe urmă a dus o găleată. Azi face bine să vă duceți la culcare, domnule Armand, și dumneavoastră, domnule Felix. Stăteau amândoi acolo. În alt moment am cerut un pahar de alcool și am fost refuzată. Mi s-a zis că nu trebuia dimineață să-mi miroasă răsuflarea băutură. Ce s-a întâmplat dimineață? I-au spus lui Jean-Paul. Nu, i s-a spus că unchiul lui avusese o criză. Și pentru că băiatul susținea că auzise o pușcătură, toți au pretins că auzise în somn zgomotul unui tren sau al a unui automobil pe chei. Iar după ce a plecat la școală s-a făcut un fel de repetiție. Se uită la avocat. Voia să spună că îi telefonase să-i ceară sfatul. I-a făcut el semn să tacă. De câteva clipe, Megre nu mai asculta, trăgând cu urechea lângă ușă unde se auzea o atingere ușoară. Deodată, în clipa în care Polet la șom urma să-și continue istorisirea, răsună o detunătură urmată de pași de repezi și murmure de voci. Cei cinci din biroul judecătorului încremeniră ca niște personaje de muzeu. Cineva bătu la ușă, Megre se ridică primul încet și înainte să deschidă și tinerei femei. Cred că soțul dumneavoastră a murit. Armand zăcea pe podeaua plină de praf, își trăsese un glonț în gură și la câțiva centimetri de mâna crispată, se putea vedea pistolul de calibru 6.35. Atunci, Megre se uită la tânăra femeie care stătea țintuită locului, la avocatul puțin palid și la magistratul care nu apucase să afișeze încă o atitudine. Și zise doar atât. Presupun că nu mai aveți nevoie de mine, domnule judecător. Atât, nimic mai mult. Și se îndepărtă pe culoar spre ușa mică pe unde se ajungea în clădirea poliției judiciare, dacă ar fi interogat-o la el. Lucrurile ar fi fost cu totul altfel. Polet la șom mărturisise după regulament. Soțul ei murise la fel. Cine știe, poate că și pentru unul și pentru celălalt era mai bine așa. Acum rămăseseră doar trei bătrâni în casa de pe cheiul gării, iar descendentul familiei la șom de la 1817 era la internatul școlii. De îndată ce Megre intră la el, Lucas țâșni din biroul vecin cu o întrebare pe buze. Comisarul ridicase deja receptorul și ceruse un număr de telefon. Până să se resemneze, Veronica era îndreptățită să afle adevărul. Sfârșit. Aici se termină Megre și martorii recalcitranți. Mi-a fost foarte dor de Megre, trebuie să recunosc asta. Cred că și voi, după mesajele pe care le primesc în fiecare zi, și mi-a plăcut cartea foarte mult. Mai avem câteva cărți noi nouțe de megre, noi nouțe pentru mine, cel puțin, vreau să cred și sper că și pentru voi, sau măcar pentru o parte dintre voi. Iar pentru restul să le facă plăcere să le, să le asculte din nou. Și da, vă invit în continuare, bineînțeles, să dați un like la această carte. Să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja și să-mi scrieți într-un comentariu ce părere aveți despre această carte. Acestea fiind spuse, nu uitați că vă iubesc și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!